Garda este ca un fel de priveghi, cum facem priveghi la mort, tot așa este un priveghi, dar cel mai important lucru pentru noi este să nu-L pierdem pe Hristos, să fim veghetori asupra vieții noastre, să trăim o viață de sfințenie, o viață de după voia lui Dumnezeu, după cuvântul Evangheliei, ca să nu-L pierdem pe Hristos din viața noastră, să așa cum la slujbele denilor priveghem, tot așa și peste viața noastră și în viața noastră să priveghem ca să-L avem întotdeauna pe Hristos în inima noastră, în sufletele noastre și așa să rămână până la sfârșitul vieții noastre. Mulțumesc frumos, părinte! Ce faceți azi la biserică? Bună ziua! În primul rând, astăzi noi încercăm să ducem mai departe o tradiție strămoșească foarte veche. Fiind vorba de garda de la mormântul Mântuitorului, adică este o gardă care asigură paza mormântului pe durata sărbătorilor pascale, fiind formată din tineri necăsătoriți, de 12, care în număr de câte 2 asigură pe o perioadă de 2-3 ore paza mormântului până la înviere. Așa fală, că e frumos. Și ne-am adunat în număr de 12 la garda mormântului, de a sta de pază, stăm câte două ore, 3 ore, stau câte 2, face schimbul, intrăm câte 2, acum la 7 la prohodul Domnului intrăm toți la slujbă, stăm toți și stăm toată noaptea, biserica nu va fi închisă până mâine seară și rugăm pe bunul Dumnezeu să ne învrednicească și la anul să fim mai coordonați. Gardă faceți până mâine seară? La înviere. Da, mâine seară la înviere, ocolim, stăm de gardă, de pază la mormântul Domnului Iisus Hristos. Toți? Toți sau doar câte 2? Toți și intrăm câte 2 să stăm mai puțin. Cum te numești? Norbert. Și ce faci azi aici la biserică? Păzim mormântul Domnului. Ai mai participat și alți ani? Nu. Acum e prima dată? Da. Și cum ți se pare? E interesant. Foarte fain. Ne-am adunat astăzi la biserica din Bozovici, eu cu încă 11 colegi, să păzim mormântul Domnului Iisus Hristos. Cât timp păziți pe mormântul? 2 ore, 2 persoane. Se face în schimb. Ce spun localnicii despre acțiunea voastră? Ce să zic, că sunt bucuroși, se mândresc într-un fel, ne felicită. Și nu da. Așa garda era și atunci și organizat când am venit eu aici, Buză ăsta tare s-o ocupa el de gardă și a fost frumos, na, cum să vă spun eu mai mult. Și acum cum este? Și acum e frumos, foarte frumos, nu știu care face acum, care s-a organizat.
Și toți băieții ăștia, că tineretul ăsta, toți se ocupă. Să rămână, spuneți-mi, vă rog frumos, ceva despre acest obicei cu garda, cu copiii. De cât timp e și de ce se ține și astăzi? Când m-am născut eu, mi-am trezit cu garda, cu ostașii care au păzit pe Domnul Iisus Hristos. Și a fost gardă de schimb, s-au schimbat după 2-3 ore, s-au schimbat garda. Nu-i de acum, e din Străbuni. Dar cum este astăzi? Cum mi se pare că se organizează copiii? Foarte bine. Și când au început garda, că o vreme nu a fost, dar când a început garda, m-a venit să mă plâng de bucurie că i-am văzut pe copilași ăștia și ședeau în rând, 4 sau 6, nu mai știu exact, ședeau în rând și se schimbau. Și era comandantul gărzii care dădea ordine. Bastoca. Da, m-am învățat singur. Bați de mult timp? Da, de când eram mic. Îți place? Da. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău. Ta este împărăția și puterea și măria Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, cum și curvea și vecii vecilor. Aleluia! Aleluia!